România, țară cu foarte mult potențial, de care își bat joc oamenii. Școala te vrea prost, îmi pare foarte rău, dar școala te vrea prost. Vrea să-ți pierzi identitatea, vrea să-ți pierzi creativitatea, vrea să, efectiv, să fii just another brick in the wall. Care e reasoning-ul în spatele regulii astea? De ce există regula asta? Că îți reguli, nu zic nu și nu zic regulile rele. De exemplu, nu aduci un cuțit la școală, destul de obvious. Nu îi dau un pumn la colegul, destul de obvious. Nu, băi, țină voi cu părul lung. De ce? Niciodată nu mi-a arătat, uite, asta e regula. Asta e regula care trebuie respectată. A apărut un regulament out of nowhere, unde scria regula cu părul la băieți 4-5 cm pe penultima pagină. Încă o chestie super dubioasă. Dacă apare pe penultima pagină și ultima pagină era o foaie din aia de disciplinează părintele, tu, directorul, ok, Ana, la cunoștință, în fine. Dar pe pagina unde trebuia să semneze consiliul de administrație era gol. Foarte ușor și eu să scriu, ok, transferul a fost avizat de ăștia la datele astea. Dar n-am stabilat lor, dar credeți-mă pe cuvânt. Numai mie mi se pare din nou un pic sketch. Și nu vreau să înțeleagă nimeni greșit chestia asta. N-am făcut-o pentru mine, am făcut-o din pur simplu principiu. Pentru că nu numai în școala mea se întâmplă chestia asta. Nu o să fie nici prima, nici ultima școală în care se întâmplă lucrurile astea. E pur și simplu o chestie care se întâmplă în România și până acum nu a fost acordată atenție asupra chestia asta. De lumea ți-am spus, ia toate chestiile de gata, mură în gură. Că asta e mentalitatea de turmă, man. Dacă ești crescut de mică, nu te învață chestiile astea în școală. Școala te vrea prost, îmi pare foarte rău, dar școala te vrea prost. Vrea să-ți pierzi identitatea. Vrea să-ți pierzi creativitatea, vrea să, efectiv, să fii just another brick in the wall, cum zice Pink Floyd, don't be just another brick in the wall. Trebuie să înveți chestii super de bază. De ce la școală nu mă învață drepturile omului? De ce la școală nu mă învață drepturile mele ca cetățean român? De ce la școală nu mi se citește statutul elevului, dar mi se citește regulamentul de ordine interioară? Eu de unde știu că regulamentul ăla de ordine interioară nu e în contradicție cu sistemul elevului? Pentru că orice regulament ar fi, oriunde ar fi, e imposibil să fie peste lege. În primul rând, eu am dreptul să-mi afirm imaginea, să-mi afirm personalitatea prin statutul elevului. Nu o să mă bag în Constituție în momentul ăsta, că, și nici în lege, că o să încep și o să dau prea multe exemple. În fine, sunt niște chestii super de bază care nu ar trebui să depindă de altcineva. Exact cum am zis, e corpul meu, eu ar trebui să decid pentru el cum arată. Chiar citez un comentariu. Dacă ai fi fost băiatul meu, acum ai fi fost chel. Trebuie să înveți să respecti instituțiile statului. Ok, man, în primul rând trebuie să fiu respectat de instituțiile statului și după aceea să le respect eu pe ele, pentru că eu totuși fac parte din chestia asta și președintele și oricine e plătit din taxele care le-au plătit a mei și a mei mă susțin și din taxele care o să le plătesc și eu la rândul meu. Deci totuși am și eu drepturi ca cetățean în țara asta și nu mi se pare normal să mi se priveze accesul la învățământ pentru că am părul lung. Te pot să spun, super dezamăgit de ISJ Cluj și de Liviu Pop, Ministerul Educației, în momentul în care tu permiți unei școli, cum ar veni să îi taie aripile la un elev. Știi cum e? Unele persoane au văzut comunismul ca, cum zice și Ceaușescu, epoca de aur și unii l-au văzut oribil. Uite, amândoi părinții mei sunt destul de bătrâni. Au trecut amândoi prin comunism, așa quick fact, sunt 50 plus amândoi. Și unii dintre ei 60 plus. Deci amândoi au prins comunismul, au făcut facultatea pe vremea comunismului. Cum de reușesc să mă susțin în chestia aia? Cum de-s de acord cu formeul lung? Cum de-s de acord să mă duc la festivaluri? Cum de-s de acord să lucrez la festivaluri? Cum de îmi dau atâta libertate? Consider că părinții mei m-au crescut tocmai să-mi spun părerile, cum am și făcut. M-au încurajat să descopăr, m-au încurajat să fac lucruri noi și mi se pare că pe mine m-a ajutat foarte mult, că am ajuns să fac foarte multe voluntariate, am ajuns să lucrez la festivaluri, am ajuns să fac o tonă de chestii numai pentru că a mei, tocmai că nu mi-au tăiat aripile. România, țară cu foarte mult potențial, de care își bat joc oamenii care, la care le-au pus vremea. Și mi se pare că o să dureze un pic până când o să ajungă generațiile care totuși au o minte mai deschisă, să fie în locul persoanelor care au o minte încuiată. E mai ușor să schimbi cursul unui rău decât mentalitatea unui om. Că ăsta e adevărul. N-ai ce să faci la capitolul ăsta, e foarte greu să schimbi mentalități, e foarte greu să schimbi mentalități. Dar important e, eu de exemplu nu vreau să plec din țară, toată lumea, hai să plecăm din țară, o, ce țară, adică ca bași picioarele, te duci. Nu, eu vreau totuși să rămân în țara asta, să pot să-mi cresc eu copiii aici, dar
ca să rămân în țara asta trebuie să fac ceva, pentru că dacă nu fac nimic o să rămână la fel de bullshit. Dar ai nevoie de generația asta să facă chestii ca să facă țara mai bună, nu să plece, să stăm. Noi trebuie, cum ar veni, stim o generație de sacrificiu care o să trească să îndurăm mai multe chestii ca să fie mai bine la următoarele generații. Toată lumea știe să se plângă și hai să stăm să ne plângem. Băi, eu dacă mă plâng de o chestie, m-am plâns că directorul nu m-a lăsat să am părul lung, am făcut ceva în privința asta. Și pentru toată lumea crește la chestia asta, nu acceptați nimic ce vi se pare că nu e corect. Nu credeți chestiile de gata niciodată. Interesați-vă înainte și dacă vi se pare că o chestie nu e corectă, raise your fucking voice.